Bun. Deci, continuăm. În loc de salutare YouTuber, continuăm. Deci, grămada cere vârf. Asta e ultima linie. Vreau să vă arăt și cum se dezlipește ultima linie, ca să nu mai lungim. Începeți tot timpul ca să nu atingeți nu de la plus, aici e plusul, da? De la minus. Se începe de la minus. Că la minus e și toată partea asta, puteți atingeți toată partea asta până aici și aici e plus. Deci luați ăsta și îl dezlipiți așa în roată. M-am grăbit pe filmare și a ieșit prost. Aici arunc toate rezidurile astea. Pun bandă de nichel nouă. A, nu se de pe filmare. Așa. Deci așa trag, da? De astea toți. Ce îi pro și nu-mi place, de exemplu, ăsta pun deoparte. Și de la plus trage așa. Bine, ăsta îl și arunc, îi lipiți că pun. Dracu tare. Bun. Ăsta a fost lipit cu cositor, îl pun deoparte. Și ăsta se dezlipesc așa. Măsurați fiecare în parte. Aici îl izolez. Oricum, asta e fain la alea, că stă tot timpul distanțat la alea de plastic, la interconectare. Deci ați văzut cum am deslipit minusul și de aici trag așa. Și miști stânga-dreapta. Uite ce frumos s-a deslipit. Și a meu sudează fain. Ăștia chinezești au 9 W oră. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă 2,5 amperi bucata, 9 W oră împărțit la nominalul 3,6, 9 împărțit la 3,6, exact 2,5 V. 2,5 ori 3,6 nominalul vă dă exact cu 9, da? 7,4 plus 18, care e 9, deci W oră, aia înseamnă 2,5 amperi și aia au 3 amperi pe măsurare. Nu contează, o să am 3 linii de 3 amperi, o să fac 7 pe 3 linii de 3 amperi, 9 amperi, nu contează, se descarcă egal pe celule, da? Celule înseamnă 7 acumulatori sau 3 sau 2 sau cât vrei în paralel, aia e celulă. Nu confundați acumulatorul cu celulă. Celula înseamnă, să vorbim în termeni corecți, un multiplu de acumulatori în paralel, nu în serie. În serie crește voltajul. Bun. Deci o să am 3 linii, 3 acumulatori în paralel, noi 9 amperi și 4 ori 2,5, da? 10 amperi. Cu 9 o să am 19 amperi. O să am 19 amperi reali pe acumulator de 48 nominal. Bun. 3 minute. Continuăm.